Astăzi vom face o tocăniță din piept de pui de găină de casă, să cu ceapă și cu ardei roșu. Deci aici avem un piept de găină de casă, aici avem 4 cepe pe care le vom toca și aici avem 2 ardei roșii tocați. Uitați, aici am pregătit cratița, aici avem pieptul de pui, aici e ceapa tocată, aici e ardeiul roșu tocat. Acum, în această cratiță, o să punem ulei încins, să se încingă, să putem căli pieptul de pui. Uitați, cam așa. Da? Acum așteptăm să încingă, după care o să punem ceapa, pieptul de pui, după aia scoatem pieptul de pui, punem ceapa, punem ardeiul, după aia punem iar pieptul de pui peste ceapa și ardeiul călit. Uitați, am pus pieptul la călit. Acum așteptăm să călească, după care îl scoatem, călim ceapa, ardeiul, după aia punem iar pieptul de pui și adăugăm sare, piper, condimente după gust, un pic de bulion și ce mai dorim. Ceapa noastră s-a călit cu ardeiul, acum adăugăm și cărnița care a fost mai devreme un pic călită. Uitați, am încorporat și cărnița în ardei și cu ceapa călită. Mai le lăsăm puțin, după care adăugăm un pic de bulion și tocănița noastră cu ceapă este gata. Adăugăm sare după gust. Așa. Și mai lăsăm un pic să se călească. Adăugăm bulion. Uitați, da? Tocănița noastră este gata, uitați cum arată, vă așteptăm la masă. Poftă bună!